te faci pentru tine ca antrenor și pentru ei ca jucător să poți să... Să nu și știam de, de respect și aveam rușinea aia față de el. Pentru munca lui, o respectam. În momentul ăsta, generații care vin din urmă, cam așa. Serios vorbesc. Nici nu se uită la tine. Tu vorbești cu el în teren și el... Pentru că așa e... Îți propun să continuăm discuția după o pauză de publicitate. Prin felul în care reușește să te arunce în lumea aceasta plină de războaie, iubire, nedreptate și minciuni a curții lui Henric Tudor. Prințesa Albă de Filipa Gregory. La chioșcurile de presă de marți, 5 martie, numai cu Ziarul de Iași. Proiect susținut de Fundația Antibiotice Știință și Suflet. Universitatea de Științele Vieții Iași. Life Sciences for Better Lives. Condiții excelente de studiu și cercetare. Baze de practică actuale, spital veterinar și bază hipică. Puse între 900 și 1500 de lei. Cazare pentru toți studenții. Complex sportiv modern. Alege prima universitate de științele vieții din România. Peste 150 de ani de tradiție. Educație de înaltă calitate. O comunitate vibrantă de studenți și profesori. Facilitățile educaționale pe iuls.ro. Schimbare. Într-o lume plină de frică, fii curajos. Când predomină minciuna, fii onest. Dacă unora nu le pasă, fii plin de compasiune. Într-o societate cu prefăcuți, fii autentic. Lumea nu-ți poate dărui ce nu primește de la tine. Sunt Cezara Bălăuță și vă dau întâlnire în fiecare seară la știrile Telemia și Regional. Cuprinde-mă în brațe,
discuția cu Cristi Ungureanu, antrenor LPS, chiar cum merge la voi la liceu program sportiv? Suntem ok. Da? Suntem ok. Așteptăm începerea campionatului la grupa de 2009. O să vedem. Copiii sunt? Sunt. Da, așteptăm cu mare drag. Dacă tot am ocazia asta, așteptăm copiii născuți în 2013 la vară, care își dorește să vină la liceu în clasa 5-a. O să facem, o să punem și ceva publicitate de luna viitoare pe rețelele sociale, pentru că la noi totul e gratis și chiar avem antrenori minunați acolo și care își dorește să continue cu, ca și fotbalist sau să înceapă pur și simplu ca fotbalist, îi așteptăm cu mare drag. Am vorbit despre ea și am vorbit despre Botoșan, să vorbim un pic și despre Oțelul, iată că o echipă nouă promovată reușește să se descurce foarte bine în Superliga. Da. Dorinel e un antrenor cu mare experiență și, din câte am înțeles, e pe stilul vechi. Adică echipa chiar a fost, dar chiar a fost criticat. A fost criticat. Dom'le, că îi ține, îi aleargă pe la munte, că, și până la urmă, iată că are rezultate. Le are rezultate pentru că nu tot ce e nou e bun. Adică nu tot ce aduce o schimbare și să spune că nu se mai facă antrenamente, că nu se mai aleargă.